În mod teoretic, socialdemocrații din au un parteneriat de colaborare cu UNPR, PC, PPDD, PLR și Partida Romilor. Teoretic, pentru că practic, în cel mai bun caz, există doar parteneriate separate între PSD și toate celelalte partide. Asta atunci când ele există. Anunțata întâlnire cu toți partenerii, la o masă comună, anunț făcut de socialdemocrați, s-a transformat în ultimele săptămâni într-o serie de întâlniri separate, lucru remarcat și de presa locală din Dâmbovița. Pe de altă parte, socialdemocrații se laudă că s-au ținut de cuvânt și se consultă cu partenerii și în acest sens livrează presei poze grăitoare de la întâlnirile avute. De remarcat este că din peisajul întâlnirilor lipsește deocamdată une pere Dâmbovița și că aceste întâlniri, poate cel mai important, au avut loc abia după ce, dinspre conducerea centrală a PSD, au fost trimise mesaje de atenționare către socialdemocrații dâmbovițeni, cum că aceștia ignoră aproape cu desăvârșire partenerii, cel puțin teoretic, de guvernare.